Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria noastră minunată de car parking-ul pe un băieț. Suntem din nou aici în Brașov cu tataie, cu bunicul nostru preferat. Salutare, salutare! Și da băieți, astăzi din câte ați văzut acolo în titlul și în thumbnail vom participa la un mic car meet cu japoneze. Se organizează un car meet din ăsta doar cu japoneze. Carmitul se numește Sokudo Meet sau ceva de genul și m-am primit și o invitație și am zis de ce nu. Cam așa arată și 180X-ul după ce l-am bușit, l-am reparat tot ce trebuie și na. Scrieți acolo o părere în comentarii despre ea. I-am schimbat și am comandat o ramă din asta. I-am pus sticker cu table japoneze frumos, anot acolo. I-am modificat culoarea la jante, niște cauciucuri, bam bam pe aici. Emblema i-am mutat-o sus, i-am pus niște stickere cu ABS, cu Instagram-ul meu, cu Twincam 16 și așa mai departe, vedeți și voi aici. Deocamdată nu știu cum să-i mai pun prea curând body kit, am vopsit-o, i-am dat colantul la alb jos și am vopsit-o. Este o culoare, culoarea veche, dar un pic mai deschisă și am zis că... Bun băieți, după cum ziceam, astăzi vom merge la un car meet. Mașini japoneze cu nebunii aici cu tataie, o să vină și el să vadă și el acolo mașinițe. Și da băieți, nu uitați acolo să băgați un mare like, să facem cât mai multe like-uri. N-am un număr anume, vreau să fie ceva frumos. Dăm acolo un cadru, facem un edit ceva și vedem. Hai să și pornim băieți, nu o să pun pauză la clip pentru că vreau să vedeți și voi cum... Vreau să văd cum merge ăsta. Cum merge 180. Bun băieți, haide să și pornim să mergem. Am pornit aici stația la cu tataie aici să ne audă. Ia zi mă tataie ce faci. Păi ce bine, hai. Hai să mergem, mergem pe acolo, pe național, pe autostradă, ne să nu fie ceva contrale. Și n-am timp. Asta e și mai ușor. Da, da, da. Și da băieți, chiar n-am mai... Mi-era doar să merg un pic cu 110. Merge bine ea ca mașină, dar... Da, știți că am făcut în ultimul episod care am făcut accident și na. Am reparat tot ce trebuie, merge stasi reparată full, e, n-ai treabă. Și da băieți, vă abonați acolo că sunteți noi, verificați descrierea, cel mai important, unde veți găsi acolo tot ce trebuie. Și na, mamă, dar trage parcă mai bine acum. Tale, cum mai ești bre, cum mai merge viața? Așa că... Luai ceva, că uitai ceva de la hață. Ah. Da. Am luat și vin pe partea aia. Păi vei tale, da? Că știi că tale ești mai nebun așa și dai pe turbo mod. Păi așa să merge. Păi cum se merge bre așa pe tale? Vrei să nu mai apuci... Da. Să nu mai apuci... O moarte ușoară? Cu tot mai trăi. Că tu ai mai trăit, dar vrei să mori așa, așa da, de tânăr. Da, să vină Mercedes, să văd cu merge. Ascult să vină și Mercedes. Și da, băieți, chiar sunt curios ce lume și care va fi situația, pentru că, na. Chiar mi-ar face plăcere să văd mai multe japoneze. O să întreb acolo oamenii care, din... Ce, care e șpilul cu mașinile lor? Chiar îți mulțumit, sincer. N-am mai participat, cred că la un car meet de foarte mult timp. Și mai ales cu 180, nu prea am mai fost. Și na. Vă dați seama că... Este ceva... Ceva bun. Abia mai luăm și noi o notă mai... Alea. O părere? Poate mai întreb pe careva pe acolo vreo părere de tine, mi-e bună să faci ceva. Sunt curios dacă o să cunosc pe cineva de acolo. Nu știu absolut niciun detaliu, știu că va fi care mi-a dat băieți locația, tot ce trebuie. Na. Nu va fi cu premii, adică nu o să iau niciun premiu. Dar am zis eu așa că mi-ar place. Și de ce nu? Adică, na, mă mai întâlnesc cu lumea, mai văd o mașină, mai văd o idee, mai mă informez, mai ale.
Înțelegeți, voi. Am intrat și noi aici, în orășel. Uitați-l și pe tataia acolo, cu hațănul lui, mirobolant. Da, Aici mergem da. dreapta. Urmează să vină la alt avion. Alt avion, a? Păi merge răsul. A. Da, băieți, deci pe aici. Am făcut băieții aici la închiriat zonă. Încă te văd, am închiriat pe aici. Da, închiriat zona asta aici. Opa, mamă, băieți. Mamă, mamă, ce aici? Bă, ce aici? Hai să văd și eu cum să mă parchez pe aici. Hai să vedem cum ne parcăm. Mamă, Eric, 7 ori, Skyline-uri. Ar fi mers cu R32-ul, da? Văd că pe alea le-au pus acolo, mai speciale, aparent. Hai să mă pun și aici. Bun. Hai să vedem ce zic băieții ăștia. Mamă, ce aici? O, oh, salut, salut, salut băieții. Mamă, ce aici? Bă, ce aici, mă? Ce zici, salut, băi? Salut. Mamă. Bă, eu te puști. Bă, ăsta nu-i scălenul. Ăsta nu-i scălenul, Cătălin, mă? Bă, ești nebun? Ia stai să mă uit eu la numere, mă. Ba da, bă, e scălenul, Cătălin. Și ăla pe unde umblă, mă? Mamă, ce aici, ești nebun? Băieți! Bau! Aoleu, ce faci, mă? Bine, tu? Uite, am venit și eu pe aici, ce-i cu tine pe aici? Nu știu, am zis că... Și oricum era deja cu Skyline și i-am văzut pe ăștia. Bă, ia uite aici câte mașini frumoase, mă, mamă, Honda asta. Bă, cum e Honda asta, ești nebun. Bă, ești nebun, acu' e asta, mă? E frumos. Mamă, trei țărție, ce mișto e. Ma, ăsta cu RX-7 îmi place, unde e să pună eu? Care ești, mă, și cu RX-7? Ia să vedem. Ia. Bă, ce mișto arată RX-7. Ești nebun? Bă, vorbește, mă! Poate nu fie aici, mă, la mașină sau nu știu. Eu văd că a urcat, dar nu vorbește. Poate nu fie el. Da. Bă, arată bine. Uite și Honda asta. Mamă, cum arată. Mamă, ce zici, mă? Ia uite aici, RX-7. Bă, arată bine. Arată bine, ce să zic. Mamă, și Supra asta, gri. Mamă, cum arată. E nebunie cu ea. Mamă, stens așa, arată super bine. Mamă, și Supra asta neagră. Mamă, cum arată. Bă... Băieți, cred că am înimerit bine. Și 350, bă, uite cât de mașini, bă, câte mașini, bă, ești nebun, am emoții aici. Mă, mai mult sunt, zic. Mai multe sunt Nissan-uri. Da, văd că Nissan-uri sunt o grămadă, avem și Honda și de toate. Pare rău că n-am venit și eu cu RX-7-le sau cu altă mașină, dar, na. Tatai! Bagă-te și tu aici lângă noi. Bagă-te și tu aici lângă noi. Mamă, uite GTR-ul ăsta, Liberty World. O clasica mea, eu nu mă bagați. Bă. Bagă-te și tu, nu fi. Bagă-te. Nu, nu, las. Da niște drifturile, troleac. Să încălzesc ca stucurile. Bă, arată bine. Cât sunt tăi? Ce-o? 70. Mulțumim, tătăi. Bă. Mulțumesc. Bă, Cătăline. Da? Ăsta-i Skyline calul meu, mă, pe care l-am avut eu. Vreau să zic o chestie, dar să nu te super, dar că să te informeze Samuel. Ia. Yeah. Care ești, mă, pe aici? Samuel, care ești, mă? Darian ăla. Darian Samuel. Uite cum arată. Bă, ăsta nu e ca al meu, mă, e și GTT. Bă, ăsta să mor tu. E ca al meu făcut, ești prost? Eu ce să învârte, tataie? Bă... Tataie, ce face de tataie? N-ai treabă, ești nebun cu el. Bă, ăsta chiar e scalenul meu, mă? Da, al tău e. Bă, ești prost? O, tataie, de oricare. Pe aici, bă, cum arată pe albastru, ești prost? E albastru ăla originalul, a fost la mine, pe acolo, că eu aveam codul de culoare. Al meu e decolantat, adică nu mai e pe albastru ăla închis da, rău de că tot. Da, văd că seamănă un pic amândouă, dar arată, bă, arată, dacă știam că arată așa bine pe albastru, îl făceam și eu.
Uite-te și câte mașini frumoase aici. Da, Las că băieți, la are. ce să zic, o să dăm niște cadre micuțe pe aici la mașini. O să mai stăm ceva, mai vorbim, mai ne dăm sfaturi și poate după aia o să întrebăm proprietarii despre modificări și ce planuri mai au cu ele și așa mai departe, detalii în amănunt despre mașini și așa mai departe. Așa că o să revenim după. Am dat și cadrele, au dat băieții pe aici drifturi, a fost nebunie totală, eu 180X-ul meu l-am lăsat așa aici. Așa, o să mergem pe fiecare, între fiecare mașină, să întrebăm modificări, chestii, na, să vedem aici. Bine, prima dată avem aici un RX7, ia zi frate aici despre RX7. De la Cătălin, este un motor de 1.3 rotativ. E turbo, de modelul turbo sau non-turbo? Turbo. Turbo, am înțeles. Uite că arată bine. Și ce modificări ai făcut în timp? Am primit-o așa, în timp am schimbat jantele, carbon. A, așa ai primit-o? Da. A, arată bine, oricum arată. Și ce modificări vrei să-i faci, gen pe viitor sau ceva? Să schimb jantele, să o fac altă culoare, să schimb aileronul. Am înțeles. Bă, și cam atât. E bine, arată bine, ce să zic, oricum, spor la... L-am modificat și să sperăm că să ne mai vedem, că, na, oricum a fost frumos. Da, sper și eu. Avem aici, băieți, a venit recent un Infiniti aici, nu știu ce Infiniti ăsta, care e... Eu! Bun, ia zi, frate, de ce Infiniti ai aici? E un Infiniti Q37 sau G37, nu mai știu exact, dar e pe spate. Motor V6 de 37, modificări... Ai motorul de GTR? Presupun că da, nu știu exact. Dar e V6-37. Oricum, astea sunt făcute în colaborare cu Nissan, adică e... Dar normal mai e și modelul Skyline. Fix aceeași mașină, dar Skyline. Pe altă variantă. Am înțeles. Bă, arată bine. Modificările am lăsat un pic. De cât timp ai? Nu știu exact, dar cred că are aproape un an. Deci nu ai de foarte mult timp. Bă, nu știu chiar exact, cam uitat, dar cred că ori aproape un an, oricât vorbim 5 luni are. Păi și ce modificări vrei să-i faci la ea? Păi am lăsat un pic mai jos, i-am schimbat roțile, plănuiesc să-i bag o bară nouă, capotă nouă și rest mai nimic, o las așa. A, îți place așa, nu? Da. Bă, arată bine, ce să zic, să o stăpânești sănătos și să ai drumul. Ori să o fac cu un albastru deschis, dar cred că o las și așa, chiar arată frumos. Arată bine și așa. Păi, uite, ți-aș da un sfat, ar merge un alb. Sau un negru, sau, nu știu, un mauve purple, midnight purple din ăla. Arată super, super frumos. Chiar arată bine mașina. Na, ce să zic, să stăpâne sănătos, să ai drumuri bune și ne o să ne sperăm că ne mai vedem la vreun car mic ceva.
E, bun, e bun. Bun, hai să trecem la frumusețea asta de Honda Civic. Să vedem care e proprietarul. Mamă, ce bine arată să... Eu aici. E o Honda Civic. Am fabricare 2000. Cam așa, se pare. E astăzi mai vechi din câte... Nu știu nici eu exact, dar nu oricum arată bine. Nu știu, e ceva mai nou așa. Ai motorul ăla de 2.0 sau ăla de 1.6? A doi, motor de 2.0. A, B20 ăla. Da, modificări. Capotă carbon, bară, jante, mai multe chestii. Vă ca aici un mic white body kit, prinse cu da. Tuburi. E cumpărat sau e făcut cu spumă din aia? E făcut. Ai cumpărat. Da. Înțeles. Arată bine, ce să zic. E, sincer, asta cred că e cea mai calme Honda pe care am văzut-o vreodată. E Type-R. Da. Da. E frumoasă, e frumoasă, sincer, chiar. Și ce modificări vrei să-i mai faci? Modificări, nu știu dacă mai fac jantele, poate îi schimb culoarea, nu știu. Bă, și jantele arată bine, e făcută frumoasă, adică e făcută cu gust, știi? Bă, că ți-ai pus aici și Instagram-ul sau ceva TikTok, ce ai tu pe aici? Nu, no, nu, no, n-are TikTok, Instagram, ceva chestii ăștia, stickere chinezi. Da, 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 oricum arată, mașina e super, super frumoasă. Ai făcut-o cu gust, ce să zic, chiar arată bine. Sper să ne mai vedem la un Karmic ceva, chiar mi-a făcut plăcere, mai ales cu Honda asta. Ți-am zis, n-am văzut Honda mai frumoasă decât asta. Dar în rest, ce să zic, să ai drumuri bune cu ea. Ai adus-o pe platformă sau pe roți? Asta pe roți, cealaltă mai am una aici. Asta e tot, nu? Mi-am dat seama după culoare și după jante. Ce să zic, arată bine și asta. Da. Bun, hai să vedem aici o Supra frumoasă rău de tot. Mamă, cum arată. Da. Bă, arată sincer super, super frumos. Ia să vedem. Ia zi despre ea, de cât timp o ai? De cât timp o ai chiar? Păi ce să zic, o am de ceva timp. La modificări am schimbat doar gențile. Are un motor de 3 litri benzină, 2 GZ. Are, da, 2 GZ-ul ăla. E... Da, da. E varianta aia turbo sau e non-turbo? Da, turbo. Aha, e bun atunci. Da. De cât timp ai? Da, stai că te-am întrebat. Sincer, nu știu, am de ceva timp, dar nu mai mi-aduc aminte. Păi și ce modificări aproape vrei să faci? Ce modificări vrei să-i faci? Nu prea mai vreau să-i fac nicio modificare, vreau să vrei să o lași așa stoc? Nu, vreau să dau să iau alta. Ceva mai next level. Am înțeles. Bă, da, ce să zic, arată bine, ce să zic, e super... E top mașina. Așa până chiar dă foarte bine. Mersi. Ce să zic? Să ai drumuri bune și na, ce să zic? Mersi, la fel. Să ne mai revedem. Da, să ne mai revedem la vreun canuit și oricum. Da. Avem aici tot așa Honda de la același proprietar. Cred că cred că e cam aceeași chestie, mă gândesc. Aleronul trebuie schimbat atât. Da, uite, aleronul ăsta să știi că chiar e urât. Aleronul trebuie schimbat carbonul de pe uși. Da. Mi se pare că la asta tot... Ce motor ai pe aia? Tot ăla 2.0 sau? Cred că da, mi se pare că unul mai mare. I-a schimbat motorul. Ai schimbat motorul. Arată bine și asta. Și sincer... Așa, cred că urmează una nouă. Bun, așa. Unde am rămas? Aici, la GTR-uri. La GTR-uri, bun. Bă, ce să zic, la asta oricum arată bine și... Ultima chestie să spun la Honda, ți-i pui aleronul ăla frumos ăla lui. Ei, trebuie schimbat așa, nu știu ce n-a fost pe. Da, oricum să ai drumuri bune cu ea și să ne mai vedem. Mulțumesc la fel. Bun, hai să vedem aici scanurile astea. Bă, ăsta al meu, care a fost al meu de fapt, care ești proprietarul aici? Aici. Bun, ia zi-mă, care ești pilul cu ea? Păi, motorul e... 3.2 RB26. E RB26. Păi, dar stai mă, cum e de 3.2 dacă e RB26? Nu știu, nu mai știu. E la de 2.6 gen.
Nu știu ce motoare Asta au, că știu nu că a le-am. fost a mea, de aia zic, a avut RB... Nu, mă, asta, sau nu mai știu, parcă RB26 am avut eu, mă, pe ea? Sau RB25, nu mai știu, RB25. Nu mai știu ce RB am avut, dar... Care RB? Și cam atât. Dar văd că îi schimbă culoarea și jantele. Are un mic, are un... Mersi, mersi mult, m-am gândit, am stat puțin și m-am gândit să-i schimb culoarea sau nu. Și chiar s-a meritat să-i schimb pentru că are un glow up, să-i zic așa. Bă, da, oricum, și, bă, că ai făcut jantele astea frumoase, astea stop. Chiar cred că culoarea asta o am și eu pe 180X. Chiar arată bine, sincer, mașina și sper să mergi cât mai frumos cu ea, să ai drumuri bune și așa mai departe. Chiar arată bine. Și modificări mai vrei să-i faci? Sau nu, o lași așa sau ceva? Pe viitor aș vrea să-i schimb un body kit, să-i fac un body kit sau ceva și cam atât. Aș să-i fac sticker-ul ăsta de Minds corect. Pentru da, că da, da. Eu 25. Atunci cum am văzut exemplul ăla, era gen așa, am văzut eu, așa l-am făcut. Asta e, sunt eu mai înapt, asta e viața. Bă, ce să zic, să ai drumuri bune, să ne mai vedem la vreun carmi ceva și să n-ai accidente cu ea, pentru că e păcat să ai accidente cu așa ceva. Aici la Skyline lui Cătălin, ia să vedem. Deci RB26 DET, de 26, mașina este luată din, vine să zic, din Japonia, din California, dacă vezi și numerele în spate. Da, 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 bă, a pus un sticker cu Paul Walker acolo, că el conducea mașini din astea, mai mult Nissan-uri, nu neapărat Skyline. Da. În sfârșit te văd jante... și eu, în sfârșit te văd și eu cu jantele astea Vol cu 337-le astea, că astea parcă sunt făcute pentru mine. Le-am mai avut, de am făcut eu grătarul ăla special de 200 și mi-a pușit ăsta. Ăsta Samuel Skyline. Arată frumos rău. Și ce modificări vrei să faci? Nouă. Ce modificări vrei să faci? Bă, mai mult la cai, că are vreo 500. 500. Vreți să-l abadichitul așa, a? Da, are extensii la praguri, că normal erau mai în sus, așa, dar în rest le-am făcut eu un pic mai jos, așa. Da, da, și mașina luată de la mâna întâi, am avut foarte mult noroc, era ultimul. E BNR 34, nu-i GTR, BNR. Am înțeles. Capot din ăsta cu venturi, cum se numea chestiile astea? Da, 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 cu ventilații din aia la motor. Da, eleronul ăla înălțatul bun pe curbe, ăla bunul pe curbe, na, mi-a trebuit mie și l-am luat așa, că eu am tracțiune în spate full și, na. Da, da, arată dacă bine, aveam... să zic. Bă, sper să ții sănătoasă, să fie frumoasă, să mai o vii țin? La vreun carmin. O dau la nepotul meu, îl dau la nepotul meu să la fimiu. Bă, oricum, arată bine. Sper să ne mai vedem, să n-ai accidente. Cel mai important să n-ai accidente. Mai ne vedem ceva, oricum în Brașov. Pentru că așa ceva e o mașină foarte scumpă, s-a scumpit din ce în ce mai mult, se scumpește pe 10. L-am luat la 100 de mii. Da, acum l-am luat la 100 de mii de da. Dolari. Ce să zic? Să de nouă. O stăpâne sănătoși și să mergi cu ea cât mai frumos posibil. Hai mersi. Să trecem la următoarea. Avem aici tot un Skyline, băieți, deci în partea asta avem numai GTR-uri. Asta salut! E... Salut, frate, ia zi, care e șpilul cu Skyline? Deci este o culoare mai specială. Văd, are... e o culoare chiar frumoasă, are o reflex așa de mov. Bă, are un motor și... V6 3.5. Ai, motor de 350, nu? Da, da. Bă, vezi că modificarea e chiar frumoasă, sincer. Cătălin m-a ajutat să o iau, deocamdată este la început. Da, proiect. Eu cred da, că e majoritatea. Numere de California, e GTR. E GTR sau? Da, 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 e GTR. Am înțeles, arată cred chiar că bine. Cred că pe toți am ajutat. Uite, fii antenă, uite o modificare pe care eu ți-aș recomanda-o. Că bă, dacă tot ai zis, da, lipul ăsta să-l faci negru, pentru că ar arăta super bine și ar da bine și cu culoarea asta, sincer. Păi da, da. Și jantele să le fac cu culoare mai neagră. Da, 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 și jantele. Bă, jantele putea să le faci chiar culoarea asta, gen bronzul ăsta, așa. Da. Sau albe, sau nu știu cum îți plac ție. Și ce modificări vrei să faci pe viitor? Păi lipul, prima oară. Da, lipul e... Așa. Și jantele, că aș vrea să o la stoc și la cai să mai umblă puțin. Bă, chiar e super, super, super frumoasă mașina. Sper să stăpâne sănătos, să ai drumuri bune, să ne mai vedem la vreun carmit, uite că văd că ăsta pleacă.
Chiar e și o culoare chiar frumoasă. Și așa ai luat-o sau ai făcut-o? Nu, asta am făcut-o eu. Ah. E special culoarea asta, am făcut-o. Da, da, da. Chiar e frumoasă. Chiar e super, super frumoasă. Ia uite, se învârtește pe acolo. Da, arată bine, ce să zic. Sper să ai în mare parte să n-ai accidente, pentru că dacă ai făcut accident cu așa ceva, te-ai lins pe bode 50.000 sau nu știu cât e o reparație la așa ceva. Chiar mai mult. Da, da, da. Eu am avut GTT și tot m-a dus mult. Și na, sper să o faci cât mai frumoasă. Te mai aștept la vreun carmit, la vreo ceva, la o poză ceva. Ia uite, sunt băieții pe aici. Și na, ce să zic. Să ai drumuri bune și cât mai bine. Mulțumesc, la fel. Bun, avem aici un GTR Liberty Walk. Nu știu dacă e proprietarul pe aici. Salut, frate. Oh, salut, salut. Ia zi, frate. Mamă, dar e frumos rău Liberty Walk ăsta. Capotă de carbon. Mulțumesc. Deci este un Nissan GTR R35 făcut Liberty Walk. Unicat, putem să-i zicem, în România, poate și în Europa. Nu, no, în Europa nu. Da, în România e unicat. Avem portbagaj, capotă și plafon de carbon, jantele forjate în două mărimi, de 21 de inci pe spate și de 20 pe față, și ca putere se învârte pe la 750-800 de cai, cu un motor de 4.2 V8 swap, care deci are swap, pentru că ea, n-a ști și tu, nu mai știu cu ce motor venea ea, cred că cu un 3.6 sau un 3.8, ceva în genul, dar, da. Cum ți se pare? Da, arată bine. Culoarea. Motorul... Culoarea. Și culoarea. Culoarea și culoarea arată frumos. Chiar îmi place. Ideea de Liberty Walk e frumoasă. Numărul de matriculare, da? Știi care ar fi frumoase ca jante, să spui? Niște tot așa, Volte 37 din alea. Tot așa, da, un pic mai măricele. Capota asta e frumoasă. Oricum, e frumoasă mașina, e făcută gust. Și ce să zic? Bine, atât puteți să-i lași motorul lui, dar da, dacă ți-e place cu V8, da, ce să zic. Și o să pune sănătos, să mergi cât mai frumos cu ea, să n-ai accidente, cel mai important, și drumuri bune. Ne mai vedem la un carmi ceva mai... Da, da, salut! Bun, spor la următoarele modificări. Bun, avem aici salut. Mașina al tataie, de care știți, și așa mai departe. Aici 180X-ul meu. Ce să zic, băieți, cred că ăsta e și carmitul. Nu e... n-a fost ceva foarte, foarte wow. Dracule, mă duc acasă. Duci acasă, mă? Ne vedem în Brașov. Bine, eu plec. Bine, hai că ne auzi. Sau... hai că te aștept, că mă doare în gât și de aia. Da, da, da. Hai, băieți, ce să zic, cam asta a fost și cu acest carmit. Cred că o să mai stea băieții pe aici, să mai învârtă mai alea. Mă bucur pentru că am primit invitații la așa ceva. Chiar mi-a făcut foarte mare plăcere să văd mașinile astea frumoase. Așa că da, băieți, eu am văzut de gream și o să revedem data viitoare. Pa, pa!